Plenul Consiliului Local a modificat taxele și impozitele locale, însă modificarea vizează doar impozitul pe clădirile și terenurile neîngrijite, altele decât cele agricole situate în intravilanul orașului. Potrivit proiectului de hotărâre votat de consilierii locali, majorarea va ajunge și la 50%. Propunerea se bazează și pe constatările Serviciului Corp Control Primar, care a propus majorarea impozitului pe clădiri și terenuri neîngrijite pentru 43 de contribuabili persoane fizice și juridice. În martie 2019, Consiliul Local al Municipiului Iași a aprobat o modificare a taxelor și impozitelor locale în ceea ce privește terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv cu 500% începând din al treilea an, clădirile neîngrijite între 300% și 500% și terenurile neîngrijite situate în intravilan între 250% și 500%.